așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și neartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. V-am anunțat, noi am mai făcut filme de-a lungul timpului, știți foarte bine, nu aveți strac. Ce ne propunem? Ne propunem să trecem în reviste cât mai multe tipuri de primitire, urmând ca filmul pe care îl vom realiza noi să fie vizionat mâine de către clasa a 12-a și de către un grup de profesori. La noi în școală mâine se desfășoară cercul pedagogic, aici vor participa un număr destul de mare de profesori. Iar acest experiment n-a fost făcut niciodată în țară. Anume, un film realizat a unei lecții să fie vizionat de către o altă clasă care nu știe ce se întâmplă în clipa asta, în clasa noastră. Eu voi încerca, vom încerca împreună să trecem în revistă mai multe tipuri de primitive și printre acestea vom strecura astăzi o primitivă din anumit tip nou. Ei vor trebui să recunoască în cadrul unui mișițiu, să recunoască nouă tip de primitive și să poată reacționa. Problema este, sunt în stare, după vizionare, să rezolve noul mișițiu pe care îl propuneau, adică nouă tip de primitive îl pot conduce până acasă? Să vedem. Dăm drumul la dreapta. Așadar, primul tip de integrală, primitiva a fost integrală din AX, MX plus N. Pătrat plus BX plus C. Acesta este un prim tip de primitivă. Și să vedem un exemplu. Așa, să, ok, vă amintiți cum reacționam în fața unei astfel de primitive? Cum reacționam? Deci, te-ai văzut. Foloseam metoda substituției. O metoda substituției. Care era motivul unei astfel de substituții? Pentru că ajungea pe integrală la o formă mai ușoară de rezolvare. Perfect, asta este. Care era substituția indicată aici? Să zicem, era acolo, fără semnul integral. Era vorba de ce anume? X plus B supra 2A. Asta era tipul 1. X plus B supra 2A era cu T. După aceea substituția ajungeam într-o nouă primitivă. Mă rog, mi-amintesc că parcă la două primitive imediate să ajungem. Da. Așa. Să luăm un exemplu. Să zicem, primitivă din 3 logaritm natural, logaritm pătrat din X, 3 logaritm natural la pătrat din X, minus 5 logaritm natural din X, plus 3, totul supra logaritm pătrat din X, plus logaritm din X, plus 1 de X. Aceasta ar fi. Și vă rog, în paranteză, aici punem un X pe lângă. În paranteză de destul, am uitat, punem un X pe lângă. Știți voi de ce am pus un X? Perfect, perfect. Fiindcă 1 pe X va fi... Așa dacă nu puneam X-ul, ce crezi? Aveam șansă să-ți faci un Nu. Sigur că da, este tu nevoie de prezența primit de lui derivare din logaritm natural. Și acum vine. Facem substituția. Logaritm natural din X egal cu un T. Și vom avea... Derivăm 1 pe X. Așa. Trebuie să-l conduci. Tu calcul. X de X egal cu T. Înlocuim în integrală, integrală din 3T pătrat, minus 5T plus 3, supra, T pătrat, plus 3 plus 1, T. De ce ne-ai spus egal, te rog? De ce ne-ai spus egal, ce rezultă? Să schimbăm valoarea, avem variabila X în variabila 3. Și ce se întâmplă cu noua schimbând variabila? Ajungem la o, aducem primitiva la o formă mai ușoară. Dar dacă a schimbat variabila, nu mai este aceeași funcție. Da, și nu mai... Deci nu mai au domeniile, deci nu mai au domeniile egale. Că noua funcție era în X și avea un anumit domeniu, asta trecând în T s-a translat domeniul. Și atunci, de aceea spune, nu e egal. Când două funcții sunt egale? Când au același domeniu și codomeniu. Au același domeniu, același codomeniu și aceeași lege. Da, și aceeași lege. Lege. Legea se păstrează în mod normal. Dar se schimbă domeniul de definiție. De ce nu avem voie să spunem egal și spunem rezolv? Sigur că da. Iată un moment greu. Nu mai este degradul
Măi, de grandul 1, cum eram obișnuit, ți-am primit de grandul 2. Sigur, da, de grandul 2 sau mai mare, învățit. De vede? Vorbește de vreo bună rară. Pătrat minus 5, 3 plus 3. Învățim prin T, pătrat, plus T, plus 1. 3. Minus 3 plus 3. Asta. Minus 3 plus 3. Minus 3. Minus 3. Minus 8 plus 3. Minus 8 e acum, da? Și atunci fracția, sau egală, nu știu cum e egală matematică, să nu mai pierdem timp, e egală integrală din, egală cu integrală din, te rog, din? Minus 3. Minus 3, sigur că așa, din 3, din 3. Da. Și din cât urmăție? Din 3. 3 plus minus 8. Plus 8. Perfect, minus 8 supra 3. T pătrat plus T plus 1. Așa, T pătrat plus T plus 1, T. Deci din câtul împărțirii plus restul supraîmpărțitor. Deci din câtul împărțirii plus restul supraîmpărțitor. Corect. Și egal la limba, dacă nu te numă la lucru, egal cu? Egal cu, vorbești de tu? Integrală din 8 T supra T pătrat plus T plus 1, dt. Da. Egal cu? Integrală din 3. Faci 3T, nu? Da. Minus integrală 8. Minus 8 e să faci minus 8. Integrală din. Avem jos... T supra T pătrat, vorbește. T supra T pătrat plus T plus 1. De T. Și acum, cum continuăm? 3T minus... T plus T. Ce facem? Asta este, este de tipul T plus B2A. Am ajuns la modelul ăsta. Nu? De gradul 1 sus, de gradul 2 jos, sigur de la T plus B2A egal cu 1. Corect? Da. T egal cu 1 minus 1 pe 2. Corect. De T egal cu de 1. Acolo ce spui, egal sau rezultă? Rezultă, sigur, de la rezultă. Integrală din... Vorbește de 3 pe rând, 1 minus 1 pe 2. 1 minus 1 pe 2. Așa. Da, 1 minus 1 pe 2 la stat. Așa. Plus 1 minus 1 pe 2. Plus 1. Așa. Da, cum? 3 ori. Știi ce? Eu îți propun să lăsăm pe integrală, să scriu parla de asta. Asta e integrală, ca diferență de tine. Desește lui partea asta, nu? Și fără 8, și fără 8, 8 pe lăsăm. Șterge toată asta, că n-are rost să cărăm după noi tot timpul cu cartea aceea. Șterge și de acolo și aici, aici ne putem eu mă repede, nu? Așa. Deci ștergem asta, că n-are rost să facem. Face, și ca mai departe cu... Egal, să nu. Ce? 1 pe 2 minus 1 pe 2 plus 1. Plus 3 pe 4. Minus integrală din. Minus 1 pe 2. Integrală din 1. Supra cu pătrat plus 3 pe 4. 1 pe 2 putea să iasă în față. Da, de 1. De 1. Și egal la infarte cu? Derivata 1 pe 2 minus 1. Că e 1, 1 pe 2, integrală de 1 supra. Nu mai există. Cu pătrat plus 3 din 3 supra 3. Constant. 1 pe 2 și cu pătrat. Logarea întreagă din? Din? Cu pătrat minus 3 pe 4. Cu pătrat minus 3 pe 4, da? Minus 1 pe 2. Ce este cea de doua integrală? Este un arc tangentă. 1 pe A? 1 pe A, tangentă de X pe A. De T, da. Sau de U, da. Revenim pe firul substituțiilor, de la U vom trece la T și de la T pe urmă întoarce la ce? La X. Și în final vom găsi primitiva în X, variabila X. Nu mai există, tehnologia se știe de acum, da? Important a fost, clar, să sesizăm prezența, dacă amintiți primitiva, trebuie să scrii o dată. Primitivă din, era acolo primitivă din... 3 logaritm natural. Zi-mă, te rog. 3 logaritm. Minus 5 logaritm natural plus 3 așa. Supra x pe lângă logaritm pătrat din x
plus logaritm natural din x plus 1. Exact. Trebuia să sesizăm că 1 pe x e derivata logaritmului. Asta era esențial. Da. Deci esențial prezența lui x aici, numai așa poți să dai drumul la lucru. Și aici ce metoda am aplicat? A substituție. Metoda substituției. Deci metoda substituției, chiar două substituții am făcut aici. Da. Vedeți, să facem așa fel încât să ajungem la tipuri imediate. Mai întâi am notat logaritm natural cu un t. Dar care a fost finalul de integrare rapide? A fost una, un logaritm. Un logaritm natural și una tangentă. Una logaritm natural și una tangentă. Asta a fost esențial, dar acolo ajungem. De fapt, să ajunge la integrala aceea din mătează. Deci integrală din, din mx plus m supra x pătrat plus bx plus și plus o altă constantă, c2, a tangentă din b pe lângă x plus b pe 2a. Parcă 2 pe lângă x plus b pe 2a supra radical din 3 depinde ce vine acolo. Radical din delta am impresia că vine. Aproximativ radical din delta. Și plus, acum vine o altă constantă, c3. Nu sunt de rea ce... Dar să zicem aici C3 și C4, chiar nu C3. Am zis, bun, atunci spune C5, C4, C5, 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 C5 corect? Acta, nu mai este tangentă, ci logaritm natural din modul logaritm natural din modul din x minus x1 parte da. Supra x minus x2. Plus o constantă C6. Mai, dacă schimb acest lucru, că ajunge, asta când delta mai mare ca, aici când... Când e mai mic? Aici e minus, dar ca de minus delta primesc. De minus delta primesc. Când delta fiind negativ, delta fiind negativ, minus delta, cred că asta este. Și când delta mare ca 0, x minus x1, supra x minus x2, era 1 pe 2, am amintiți. 1 pe 2, așa mai fost constant, am uitat cu C5 mai aici. Cam asta am zis sinteza. Tipul acesta de integrare. Deci ajungem la un logaritm din numitor plus un alt tangent când delta este negativ și ajungem la un logaritm natural din numitor plus logaritm natural din x minus x1 supra x minus x2 când delta este cum? Când delta este pozitiv. Ștergem acest tip de integrală și știți ce vine minte acum? Supra radical din mx plus y supra radical din ax pătrat plus bx plus c. Acest tip nu l-am întâlnit. Nu-i nimic, dar noi ne-am obișnuit să facem față de fiecare dată cu, și să împingem, să spunem, starea. Noutatea ne place, chiar ne place, nu așa? Din ce știm de până acum. Bun. Plus 1. Plus 1 de x. Cine îmi spune foarte repede cât este această primitivă de x supraradical din x pătrat plus 1 de x? La pătrat plus 1 de x. Cine este? Ce este integral din x supraradical din x pătrat plus 1? Logaritm natural din x pătrat plus 1. Hai, bucure-mi! Deoparte, sunt încă stați studiați. Eu sunt de regresă. Hai să vedem logaritm natural din x pătrat plus 1. Nu te grăbi, nu te grăbi. Derivat cu x pătrat plus 1. Ia să vedem ce faci x pătrat plus 1. Ori 2x. Ori 2x. Extraordinar, x. Și atunci cât este integral x radical? Este însăși radical. Deci este egal cu radical din x pătrat plus 1. Deci integral din x pe radical din x pătrat plus 1 este însăși radical din x pătrat plus 1. Păi noi atât ne dorim să apară x pe radical dacă e constant pe aici, îți facem un factor, dar nu ne dorim să rămână. Dar dacă ar fi, ia să mergem, ia să facem încă o chestie. Trebuie să spui cât este primitivă din, primitivă din x supra 2x pătrat plus 3. Radical din 2x pătrat plus 3. De x. Stau, 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 sigur că da. Adică tot de la asta, nu ce se trebuie. Ia de nimeni să poți să te faci, de ce? Cât îți dă? Radical din 2x pătrat. 2x pătrat plus 3, totul derivat. Tot la el de nimeni scrie, tot de acolo trebuie să apar. Supra. Și
Spuneți-mi acolo. Îți atribuiți. Avem nevoie de un 2. Radical din AX pătrat plus BX. Așa vă faci, unul pe A. Cât agregere viență, plus o constantă, să uităm. Plus o constantă, știți bine? Da. Cu precizia găsirii până la ce nivel? Până la nivel de constantă. Face. 2 radical.
plus 1 de f și egal cu, vorbește tu, te rog, egal cu. Egal din 5 de minus 56 plus 2 supra radical de t pătrat, 3 pe lângă t pătrat minus 3 1 pe 3 t minus plus 1 pe 36 plus 1 pe 36 plus t minus 1 pe 6 plus 1 de t egal cu integrală din 5t minus amplificăm cu 3 la 2 și vine minus egal cu 5t minus 1 pe 6 2 pe 5 minus 5 7 pe 6 cu plus sau cu minus? Cu plus 6 supra radical din 3 pe lângă t pătrat 3 pe pătrat minus minus t minus t minus t plus 3 pe 36 plus t minus 1 pe 6 plus 1 de t. Și egal mai departe, continuă, te rog. T cu T, da. T pătrat plus amplificăm cu un 2 la 1 pe 6 și cu 12, și cu 12 la 1. Și 1 minus 2 plus 12 face 13 plus 2, 3, 11, 3, 6. De T. Extraordinar! Extraordinar! M-am luat modelul. Distribuim, sigur că da. Vom distribui, să vedem în urmă aici. Deci vă spune mai departe integrală din... Scoatem un 5. Un 5, de la 5 integrală din T supra radical. 3 T pătrat plus 11 pe 6 de T. 7 pe 6. Integrală din? Așa. Și continuăm aici unde ți-am șters eu, egal mai departe cu... Ce facem acolo? 1 pe 3. Este 5 pe 3, va fi. Foarte bine. 5 pe 3. 5 pe 3, vine 3 de aici, da? 5 pe 3, radical din parte radicală, da? 5 pe 3, radical din 3 de pătrat plus 11 pe 6 de T, fără, pardon, fără. Plus aici 7 pe 18 aici, secundă, secundă, în 18 ce este? De la radical din 3 este 7 pe 6 radical din 3 7 pe 6 radical din 3 integrală din 1 supra radical din T pătrat plus 11 pe 6 pe 11 pe 6 pe 33 pe 6 pe 18 ne-am spus de supra radical 3 da? Și aici radicalul din 3 din tot 5 pe 3, la fie sigur că s-o greșim, că dacă am greșit, am dat de greșit pe TK. Plus? Radical din 3, 1, integrală din 1 supra. Integrală din 1 supra. T pătrat. Dar ce mai spunem integral? Cât este oare aceea? Logaritm natural din x plus. Logaritm natural din modul. Logaritm natural din modul din x plus. T plus radical din T pătrat. Plus radical din 11 pe 8. Așa. T plus radical din T pătrat plus 11 pe 18, nu pe 8. 18 parcă este. Plus o constantă. Așa s-a fi radical din 3x pătrat plus x plus 1. Asta care am avut-o de eu la început. Este egal cu 5x plus 1 pe 6 la pătrat plus așa 7. E pe T-ul de X l-am scos noi. X-ul era de minusul, dar T-ul de X cu 1 pe 6, bine, 1 pe 6, da? Bine. Modul din? X plus 1 pe 6 radical din? X plus 1 pe 6 așa la pătrat, plus? Ce păcat că ne poți mai inspira să scrie din stânga, da? Plus o constantă. Integrală.
Haideți să stabilim pașii pe care parcurgem. Să spun așa, algoritm, chiar notăm așa, algoritmul de rezolvare a primitivei, de găsirea primitivei, a integralei acestea, deci găsire a primirea, pur și simplu, a integrală din, de parțelul ăsta înseamnă primitiv, din x plus n, supra hai să vedem care e algoritmul. Adică pasul 1. Pasul 1. Zice pasul 1. Pasul 1. Pasul 1. Prima dată ce facem X plus B. Și ce rezultă după maniera asta? Ne rezultă, adică dispare X. Rezultă integrală, în T va fi acum. Nu mai este în mână. Să spunem alfa T plus beta, supra, radical din m, m de pătrat, plus p. Cam așa o aducem după toată mare brasă, da? Asta la pasul 3. Pasul 2. Distrim două și obținem două integrale rapide. Distribuim un viitor și obținem două integrale rapide. Simplu, foarte simplu. Chiar credeam că e complicat. Nu? Ați avut un sentiment chiar, cum să spun, de surprindere totală aici. Când m-ați văzut că avocat sub radical, fără radical vedeam foarte bine. Dar cu radical credeam că chiar e o tragedie. Apropo de radical, ce ar fi să formulăm un radical în sus acum? Chiar așa. Iată, mai am avut. Poți să scot un istor dacă a fost forța ta. Acolo este de sub radical pe care și are și modul din X. Modul din X. Dar așa, nu trebuie mai departe. Prin părți. Prin părți, iată o idee. Păi de extraordinar, să gândiți la integrală prin părți. Cine să fie F, cine să fie G? Radical din X pătrat. Așa, deci F să fie egal cu cine? Radical din X pătrat plus 1. Da. F derivat egal cu 1 supra 2 radical din X pătrat plus 1. Da. Ori 2X. Adică doi lucruri ce își face x pe radical. Egal cu x supra radical din x pătrat plus 1. Așa. G egal cu x. G egal cu x. F or g radical din... Deci egal acolo la egal, la integral, din față egal cu f or g, adică egal cu... x radical din x pătrat plus 1 minus integrală din f derivat x supra radical din x pătrat plus 1 ori... ori x. De x. Așa. Și e ca mai departe cu, ia să vedem ce să facem acum. Întâmplă radicalul cu un T derivat al lui e ceva în X și 1 pe 2 radical din X ori X, dar nu apare X pătrat, nu-mi place. Și asta întâmplă radical cu un T? Ia cum mai asta? Dar cum să nu? Dacă merge, merge. Dacă nu merge, ne oprim. Deci ne întâmplă radicalul. Radical. Așa a fost inițiativa voastră. Cine? Tu ai zis? Nu, cine zice? Să zicem, radical din spătreabă, sunt egal cu... T. Ce facem? Derivăm în stânga și dreapta. Dar trebuie să schimbăm T. Stai, dar n-aș putea afla pe X-ul de aici? Să duc să zic la pătrat? Hai să duc și eu de aici ceva. Deci, din notația făcută, zic la pătrat, vine X pătrat plus 1. Așa. Și atunci vom rezulta, zicem, rezultă integrală din... ai zis, apare așa, x, era x pătrat undeva. Undeva, era x pătrat. Rezultă. Și zicem, în loc de x pătrat, ce se pune? În loc de x pătrat minus 1. T pătrat minus 1. T pătrat minus 1. Supra. Radicalul care e T. Radicalul notat cu T, uitați-vă. T. Ori dx-ul care e T pe x. Ori d pe x, d pe x, d, t. Iar x-ul ăla e așa. Deci în loc de x, pui radical din... radical din t pătrat minus 1, d, t. Ce putem să simplifică? Și egal cu integrală din t pătrat minus 1, supra și luminorul și ducem la modelul de pătrat pe cea de înainte.
Să facem sus radical totul la pătrat, să simplifică radical. Asta e o idee. E o idee super pe da. Deci să punem pe minusul radical. La pătrat. De pătrat minus 1. Acum, n-am văzut cum se meargă mai departe, ce să vă spun. Ne facem așa. Dacă ar fi x pătrat plus 1. Atunci ce-i face dacă ar fi x pătrat plus 1? Ai spus al meu, bai sunt radical și faci... Și ce, nu poți face rost de plusul 1? Adunăm și scădem. Adunăm și scădem 1. Excelent. Deci zicem egal. Egal acum. Corect. Da. Supraradical din... Așa. Iată, am adunat și am scăzut 1, nu? Și egal de departe cu x radical din minus. Ai spus tu că faci o chestie foarte interesantă, adică distribui numitorul, deci vine x pătrat plus 1 supraradical din x pătrat plus 1. Minus, minus vine plus, integrală din 1 pe... Și egal cu al băgeam sub radical, e egal cu x radical din x pătrat plus 1 minus integrală din ai observat ceva? Notăm integrală din radical din x pătrat plus 1 cu n. Exact! Notăm la dat peste ce integrală. Deci notăm integrala cu n și avem. Notăm integrală din radical din x pătrat plus 1 de x cu n. Excepțional! Excepțional! Am dat peste ea. Și atunci se rezultă că 2i... De ce 2i? Așa s-a zis 2i. 2i era un x radical din x pătrat plus 1 plus logaritm natural din... A. De unde simplu i? De unde rezultă că i simplu este egal cu x... supra 2 plus 1 constantă este extraordinar. Așa asta. Asta este supra 1. Acolo este momentul formidabil. Dar de ce am făcut-o? Pentru așa și faci toate mișcările cele care sunt de folos. Că am făcut-o noi cea cu notarea și nu știu ce. Și atunci că s-au blocat. Bă, n-am fost mai destul de atenți. S-au putea să ne-am știut pe culoarea acela. Când să vă spun, am făcut la o, chiar am stat la o clasă, o integrală, și mi s-a părut bun merge. Am părăsit-o, am luat alte idei, dar după care am constatat că chiar mergea, nu știu, la clasă, la voi sau la alte. Nu, la ce, ce. La ce? Ați întâmplat cu povestea, da? Am, ați întâmplat cu povestea. Mergem prin părți, da? Integrăm prin părți. Unde e f egal cu radicalul, iar g derivat egal cu cine? F egal cu radicalul, g derivat egal cu? Pun. Așa. Pasul 2. Care ne face serviciu. Da? O constantă care ne face serviciu. Funcție de cum o fi acolo. Apoi, distribuim în două integrale. Distribuim în două integrale. Da? Ei, și acum, mă gândesc, la următoare, se face radical x pătrat minus 1. Poate să schimb cu ceva aia, că pune minus 1. Hai să pornim pe ea. Ia să vedem. Integral de radical de x pătrat minus 1. Zi așa. Bun. Corect. Corect. Și acum e la normal, nu de ori. E fără ce? X radical din Mm-hmm.
Se vor sfârși și niciuna din ele nu a fost nescrisă.